Am mai filmat, doamne, că n-am făcut crimă. De ce ai spart bisericile? Aveai nevoie de bani tu atunci? Că sunt șmecher. Nu ți-a fost frică? Nu mi-e frică. Nu te teme ce să plătești acolo, că ajungi în soare? Nu mai trebuie. Este reacția tânărului care a fost condus la locul faptei pentru a povesti cum a dat atacul. Luni dimineața, acesta a mers la biserica din Răzvad, de unde a sustras din interior poșeta unei femei, în care se aflau documentele personale și 75 de lei. Bărbatul a ieșit cu geanta, a scos banii și a aruncat-o într-un șanț din apropiere. Unde mi-a fost Paula? Aici era acolo. Geanta, era aici. Era așezată cu stăuă. Geanta, geanta, ce culoare. Neagră. Uite, era. După care am ieșit aici, afară. Polițiștii l-au adus apoi în fața procurorilor cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat de furt calificat. Procurorii au decis ca acesta să nu fie băgat după gratii, ci doar să fie cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile. Tânărul n-a ținut cont de nimic și la doar câteva ore a mai încercat să dea o lovitură. De această dată la Găiești, un polițist din oraș l-a prins în flagrant în timp ce încerca să spargă un salon de înfrumusețare din oraș. Polițiștii au întocmit un nou dosar penal și l-au dus din nou în fața magistraților. De această dată magistrații au venit cu o propunere de arestare în fața judecătorilor. Tânărul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.